Daniel Buzdugan a trecut prin clipe de mare încercare după ce a vizitat mormântul părintelui Arsenie Boca. O întâmplare care l-a adus foarte aproape de moarte l-a făcut pe Daniel Buzdugan să creadă mai mult în Dumnezeu și să prețuiască fiecare zi. El a povestit pe pagina sa de Facebook prin ce a trecut pe 7 ianuarie după ce a mers la mormântul lui Arsenie Boca. Am să vă povestesc azi despre o întâmplare ce a avut loc la câteva ore după ce am fost la Arsenie Boca. Era pe data de 7 ianuarie anul acesta. Menționăm că este vorba de anul 2015. Era chiar în ziua de Sfântul Ion, o zi geroasă, cam minus 25 de grade. Fiind foarte frig, la mănăstirea Prizlop nu era prea multă lume. Drumul mi s-a părut de bază. M-am închinat, m-am plimbat și apoi m-am întors la superbul conac chia de lângă Deva, unde eram cazat. Seara am ieșit să alerg. Am alergat vreo 14 km pe o vreme cumplită și eram foarte fericit că am rezistat. Nimic nu prevestea nenorocirea prin care era să trec. Se făcuse unul noaptea și m-am dus să fac un duș. N-am apucat să intru în cadă pentru că am alunecat pe gresia care era udă. Am căzut din picioare la pământ într-o fracțiune de secundă. În cădere m-am izbit cu capul de cadă și apoi de gresie. Am amețit și am început să văd negru în fața ochilor, am realizat că ăsta poate fi finalul. Simțeam cum mă lasă puterile, mă luase frica. Frica de moarte și pentru că nu eram pregătit pentru ce va urma. Am început să mă rog în continuu. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătos, robul tău, Daniel și Sfinte Părinte Arsenie Boca, roagă-te pentru mine până mi-am revenit cât de cât. Nu venea să cred ce mi se întâmplase și mai ales cât de rapid a fost totul cât de fulgerător. După un timp am realizat că mâna dreaptă parcă nu mai exista. Îmi sărise din număr și nu mai puteam să o bag înapoi. Nu mai puteam mișca deloc. Eram speriat să nu fac gangrenă și să se ajungă la amputare. Apoi au venit cei de la 112, iar la spitalul județean din Deva mi o băgat mâna în numărul care era făcut praf. Am ajuns la București unde a urmat o operație de 5 ore cu cui de titan ca să fie treaba bună. În fine, trec peste durere, lunile grele de recuperare și peste sperietură și vreau să vă spun că perioada aceea a fost una foarte benefică sufletului meu m-am întors la Dumnezeu, am fost mai aproape de El, m-am regăsit, mergând aproape în fiecare seară la biserică, la patriarhie sau la mănăstirea Radu Vodă. A fost o perioadă în care am fost foarte optimist și asta m-a ajutat foarte mult să trec foarte ușor peste acest necaz. Dacă nu nădăjduiam în Dumnezeu, aș fi fost deprimat, dezamăgit de viață, nervos, frustrat și așa mai departe. Credința în Dumnezeu ne dă liniște sufletească în orice împrejurare ne-am aflat. Da, dar chiar în orice împrejurare ne-am afla. suferințele prin care trecem inevitabil se întâmplă cu un rost. Mi-am dat seama că nu întâmplător am pățit chestia asta la câteva ore de la prima mea vizită la mormântul părintelui Arsenie Boca. Azi e ziua lui de naștere. Părinte Arsenie Boca, roagă-te pentru noi păcătoși. Amin. A povestit Daniel Buzdugan pe pagina sa de Facebook.